Acolo Fecioara a născut fruncul, a potolit în dată seca lui Adam și a lui David. Pentru aceasta la Betlehem să mergem unde s-a născut prunc tânăr Dumnezeu cel mai înainte de veci, Sinaxar. În această lună, în ziua 25-a, plăduirea nașterii celui după trup a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Tot în această zi, pomenirea închinării magilor. Tot în această zi, pomenirea păstorilor care au văzut pe Domnul. Celui născut în peștele slavei se cuvine în vecii vecilor. Amin.